printre ei și nouă de voturi, bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2015 a fost votat. La ședința Consiliului Municipal Chișinău a participat 41 de aleși locali, dar pentru bugetul capitalei nu au votat socialistul Dimitri Mitioglo și consilierul neafiliat Oleg Cernei. Tot acest spectacol de opoziție pe lepe Ceremie, primar fracțiunea comunistilor, este una de bufonadă. Faptul că dă locul rău, îl înjură că la ușa cortului prin primarul general, iar acum, împreună cu primarul și fracțiunea Partidului Liberal vor vota bugetul împreună, iată aici e interesul. Domnul Cernei, dacă nu vrea să voteze bugetul, să nu voteze sănătos. Consilierul comunist Victor Gureu a căutat și la această ședință nod în papură. Domnule președinte, cred că nu ar trebui să încălcați regulamentul, pentru că acum noi suntem în procedura de întrebări și răspunsuri. Nu vă grăbiți ca mireasa la pat. Eu v-aș ruga să vă abțineți de catalogări de genul acesta, pentru că suntem colegi. Aș fi vrut, domnul Buznac, să vă uitați sub masă noastră, că nu sunteți capabil nici la un spectacol. Adică, vanca vstanca. Iartă-l, Doamne, că nu știi ce face. Bugetul capitalei pentru 2015 prevede venituri de aproape 2 miliarde 840 de milioane de lei și cheltuieli mai mari cu peste 400 de milioane de lei. Deficitul va fi acoperit din surse externe de finanțare și din privatizarea unor bunuri. Cei mai mulți bani, aproape 60% din buget, vor fi alocați pentru proiecte sociale. Doar pentru ramura învățământului, valoarea alocațiilor sau suma alocațiilor este de peste 1,4 miliarde de lei, 50 de milioane alocate pentru reparația curților de bloc, 10 milioane pentru renovarea sistemului de iluminat în scările blocurilor. Consilierii municipali au mai hotărât să aloce 3 milioane de lei pentru reparația grădiniței din satul Colonița. De asemenea, a fost majorat costul alimentației zilnice a elevilor din clasele 1-a 9-a de la 7 la 10 lei. În acest an, bugetul capitalei este cu peste 400 de milioane de lei mai mare decât cel din 2014.